Cel mai luxos model Renault disponibil pe piața auto din România a primit un facelift. Renault Talisman 2021 este aici și noi îl întâmpinăm cum se cuvine, cu 5 lucruri care ne plac și 5 lucruri care nu prea ne plac despre el. Iar acum, 5 lucruri care nu ne plac. În față, sub sigla uriașă Renault, scrie Inițial, dar pe laterale avem sigla Initiale Paris, care este și la interior. În lista de prețuri se cheamă Initiale Paris. De ce scrie doar Inițial în față și peste tot Initiale Paris altfel? Ornamentele din spoilerul spate, care sunt clar gândite să ne ducă cu gândul la evacuări fake. Dacă vrei o mașină Initiale Paris care să fie echipată complet, mai trebuie să bagi mâna în buzunar și pentru opționale. Adică e vârf de gamă, dar mai adaugi opționale de vreo 4.300 de euro. Deci mașina din spatele meu costă 45.000 de euro cu TVA. Dacă îți cumperi un Talisman Initiale Paris diesel de 200 de cai putere, primești în standard amortizoarele controlate electronic și trebuie să plătești extra 750 de euro pentru direcția integrală 4Control, care e toată șmecheria la mașina asta, sau mă rog, una dintre șmecherii. Dar dacă îți iei un diesel în echipare intens, nu poți să-ți iei separat amortizoare și direcția. Ele vin la pachet, 1500 de euro extra. Păi dacă la intens e pachetul ăsta, nu mai bine 4Control era la pachet și pentru Inițial Paris, și adică era la pachet Moca. Sistemul de parcare automată de pe Talisman Initiale Paris se numește hands-free. Dar pentru că nu avem selector electric pentru transmisia EDC, trebuie să selectăm noi, mecanic, drive, reverse. Deci e hands-free doar la volan. Deci este volan free, pentru că eu fac ceva cu mâinile, cu mâinile în timpul parcării. Deci nu e hands-free. Designul. Renault Talisman era și înainte de facelift o mașină specială așa la aspecte din față și din spate. Dar acum, restilizată, este pur și simplu mult mai frumoasă. Echiparea Initiale Paris, mai bine zis, existența acesteia. Datorită finisajelor pe care le aduce pe mașină, puțin pe la exterior și mai ales pe la interior, echiparea asta te face să te simți special. Și dacă o iei la bază, la vreo 40.000 de euro preț de listă, pe Talisman Initiale Paris e o mașină specială. Partea tehnică. Parcă sunt din ce în ce mai puține mașini unde găsim motorizări de 2 litri. Ei bine, pe Talisman Facelift poți să-ți iei diesel 2 litri, 200 de cai, 400 Nm, cutie cu dublu ambreiaj cu 6 rapoarte. Diesel de 2 litri, forță. Asta-i. Scaunele față din mașina asta sunt de fapt 2 fotolii. Sunt cele mai confortabile scaune montate vreodată pe un Renault și pur și simplu în ele ai un confort regesc. Al 5-lea lucru care ne place la mașina asta este legat tot de confort. Dar e un subiect foarte amplu, pentru că în spatele meu nu e un sedan, ci o limuzină. Pentru a explica cum trebuie, trebuie să pornim la drum. Atunci când conduci Renault Talisman diesel EDC 200 de cai putere în echipare Initiale Paris, cuvântul de ordine este confortul. O foarte mare parte din acest confort se datorează amortizoarelor controlate electronic și faptului că eu merg cu mașina pe confort. Ăștia care mergeți pe sport, treaba voastră, dar eu vă zic, pe confort, cu amortizoarele controlate electronic standard, pe versiunea 200 de cai putere diesel Initiale Paris, Talisman după facelift, plutește. Pur și simplu plutește. Amortizarea este atât de lină și atât de plăcută, mai ales la drum lung și mai ales atunci când mergi constant prin oraș cu, să zicem, 60 la oră, pe asfalt bun, încât îmi amintește pe alocuri de mașini cu suspensie pneumatică și nu exagerez. Desigur, merită să faci un mic efort, un efort financiar și să-ți iei și direcția integrală 4Control, adică 750 de euro pe Initiale Paris sau, efortul de 1500 de euro ca să-ți vină și amortizoarele pe un intens Talisman. Dar merită. Când mergi la drum lung, de exemplu, pe autostradă, în mod clar vei schimba benzile cu mai puțin efort din partea mașinii, din partea direcției, pentru că la vitezele de autostradă toate roțile merg în aceeași direcție și schimbi aproape instant banda. Bam! De exemplu, ești pe autostradă și deja de la 110, ca să nu zic 130, 140 încolo, e un zgomot de vânt destul de pregnant. Altfel, până și motorul, dieselul de 2 litri, 200 de cai, e foarte silențios. Și avem doar 6 trepte, atenție, nu suntem cu 8-9 trepte să fie turația ținută aproape de ralantii, nu. Dacă îi dăm un kickdown, începe să se audă zgomotul sport pe care mașina îl bagă în boxe și, slavă Domnului, există opțiune aici în MySense să-ți editezi modurile de condus și îi dai foarte frumos pe sound aici și închizi, tată. Da? Nu are ce să caute în Renault Talisman 2021, cel mai rafinat Renault din istorie, în el nu are ce să caute sunet băgat în box. Nu, mă, asta e limuzina noastră, e vârful nostru de gamă, nu ai ce să auzi tu motorul. Nu trebuie asta, trebuie, dacă aș putea, aș dezactiva din infotainment treaba asta, să poți să spui tu sunet în box în mașina asta. Atât de plăcută e. Nu vrei să se audă nimic pentru că oricum din principiu e silențioasă și așa, romantic, așa, cumva, cred. Le cade putere, suntem într-o mașină de clasă medie, diesel de 200 de cai, cu un motor de 2 litri care și-a scris deja istoria în alianță și nu avem nimic spectaculos aici. Mașina accelerează corect, are niște reprize corecte, se mișcă corect pentru momentul ăsta în care sunt doar eu în ea. Nu-mi dau seama acum cum ar fi să fie plină de familia mea, dar cred că dacă ar fi plină, aș vrea mai multă putere. Așa simt eu din accelerațiile astea. Concluzia nu poate fi decât una. Faceliftul lui Talisman a schimbat mașina fix acolo unde trebuia, adică a făcut-o mai interesantă, mai cool, mai modernă la aspect din față și din spate. Versiunea Initiale Paris e de luat, fără discuție, pentru ce aduce ea și în principal pentru scaune. Trebuie să mai umbli la opționale, da, să mai pui direcția integrală, dar mașina asta mi se pare că e mai cool ca niciodată. Adică ai infotainmentul cel mai modern de la ei, ai instrumentarul ăsta de bord care e personalizabil într-o oarecare măsură, mai bagă el rotița aia de gândire când schimbi între meniuri pe aici, poate să fie mai rapid, dar putea să fie mai rapid în viteza de procesare, dar ai instrumentarul de bord, ai finisajele astea, totul pare foarte solid, chiar și construcția interiorului pare acum mult mai germană decât a fost vreodată. Așa, soliditatea aia repede Audi și îmbinările mă duce cu gândul la Audi mașina asta. Și este cool, adică au început să-i fac așa tot felul de detalii pe care le observ și care sunt cool așa. Uite, de exemplu, poți să schimbi lumina ambientală, da? Poți să umbli aici și să umbli la lumina ambientală și ai mai multe, ai unda o 3, 4, 5, 6... 8 nuanțe, dar dacă ți iei pe mașină încărcare prin inducție, iei telefonul și îl pui acolo. Și când pui telefonul la încărcat, apare un scris, Talisman. Și nuanța scrisului ăsta proiectat pe ecranul închis al telefonului tău care stă la încărcat prin inducție, se modifică în funcție de nuanța pe care o alegi tu pentru iluminatul ambiental din mașină. O să ziceți, mamă, ce prostie! Nu, nu e o prostie, pentru că e un lucru cool și memorabil. Și Renault se duce acum în direcția asta și au dus chiar și limuzina lor. Talisman e mai rafinat, mai german și mai cool decât a fost vreodată orice vârf de gamă Renault. Și de aceea cred că ar trebui să mergeți la un test cu el.